Glorie lui Dumnezeu! Este cânticul ăsta mai mult decât un vițel cu copite și cu coarne? Amin. Slavit să fie Domnul! Amin! E minunat Domnul nostru, așa-i? Praise the Lord! Și spun ca Domnul să fie proslăvit și în câte minute mai avem, ca să ne punem inima după placul și după voia lui Dumnezeu. Amin! Amin. La Roman, la capitolul 10, vreau să spun mai câteva cuvinte. Îmi place să fiu cât mai concis și cât mai scurt posibil, pentru că nu vreau să obosesc pe nimeni. Spune așa la versetul 8, capitolul 10. Ce zice ea, deci? Cuvântul este aproape de tine, în gura ta, în inima ta. Și cuvântul acesta este cuvântul credinței pe care îl propovăduim noi. Dacă mărturisești, deci cu gura ta, că Domnul, și dacă mărturisești cu gura ta, în gura ta și din inima ta, și cuvântul este acesta, cuvântul credinței pe care îl propovăduim noi, dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Amin. Amin. Două condiții îți cere Domnul. Să-L crezi și să-L mărturisești. Amin. Dacă îl crezi, ești considerat jumătate mântuit. Și dacă îl mărturisești, ai completat ceea ce Dumnezeu îți cere să faci. De ce? Pentru că auzim cu urechile, privim cu privirea, mărturisim cu gura și credem cu inima. Și ne schimbăm mintea și nu ne luăm după izvodirile oamenilor, ci ne luăm după puterea Duhului Sfânt, care răscolește adâncul sufletului nostru și ne face să fim în așa fel după voia Lui. Slăviți să fie Domnul! Amin. Zice, într-adevăr, nu este nicio deosebire între iudeu, grec, căci toți au același Domn, care este bogat în durare pentru toți cel ce-l cheamă. Amin. Fiindcă oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Este o necesitate la tine și la mine. Și dracii cred și se înfioară, dar nu fac voie. Și dracii cred și mărturisesc când Domnul Iisus vine, ei spun, Tu ești Fiul Dumnezeului cel preanalt. Amen. Iisus i-a oprit. Dar Domnul Iisus n-a avut nevoie de laudă din gura lor. Dar are nevoie și ne cere ca noi să-L laudăm pe El. De ce? Pentru că noi suntem născuți din El. Căci noi am primit pe un Dumnezeu care a venit pe pământ și s-a întrupat. Deschideți cu mine la Ioan. Să vedeți ce spus, ce frumos este. La versetul 14 la capitolul 1. Și cuvântul făcut trup, a locuit printre noi, plin de har și adevăr. Și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava născută din Tată. Mă îngrozesc de puterea cuvântului Dumnezeu. Mă uit la Moise. Frații au amintit de Moise.
A fost un om care a trăit într-o părtășie cu Dumnezeu extraordinară. Fața lui a fost așa de strălucitoare, încât oamenii au cerut să-și acopere fața când nu se puteau uita la el. Pentru că el și-a petrecut timp cu Dumnezeu. Și Dumnezeu l-a învățat. Dumnezeu i-a scris legile. Hai să fim obiectivi. Moise n-a avut daltă și ciocan când era pe munte ca să facă în tablele acelea și să facă, să le cizelească și să le facă frumos, ca să fie frumos când le aduce la popor, poporul să citească. Evreiești? Dar Dumnezeu, cu mâna lui, cu degetul lui, a scris legile și slăvit să fie Domnul. Vedeți ce Dumnezeu avem noi. Și Dumnezeu l-a însoțit, cu toate că el s-a ferit. El a spus, Doamne, pe mine m-ai găsit un gângăvit care nici nu pot să vorbesc, acești oameni care mă disprețuiesc, care mi-au spus că ce, l-a omorât pe egipteanul ăla, vrei să ne omori și pe noi? Și Domnul i-a spus, du-te! Și Moise a spus, Doamne, nu mă duc dacă nu vii cu mine! Ajută-ne, bunul Dumnezeu, ca în orice lucrare, așa cum a spus fratele Mihai când a deschis această biserică, dacă nu vii cu mine, nu deschid! Dacă tu nu faci ca să se rezolve, eu nu deschid, eu nu vreau! Și am spus și eu la fel, de câte ori am vrut să merg într-o lucrare să fac ceva, am spus, Doamne, dacă nu mergi cu mine, nu mă duc! Același lucru trebuie să-l facem fiecare din noi în parte. De ce? Pentru ca trupul slave Mântuitorului nostru, prin Duhul Său cel Sfânt, un lucru complicat de înțeles pentru mintea omenească, dar adevărat și vrednic de crezut, a venit și a trăit și a locuit împreună cu omul pe pământ. Și spune așa, nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu singurul lui Fiu, care este în sânul Tatălui. Acela l-a făcut cunoscut, căci legea a fost dată prin Moise la versetul 17, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Dacă nu crezi în har, în adevăr, în credință, dacă nu mărturisești, dacă nu trăiești, dacă nu te înfiori, dacă nu plângi și gemi după dorința de a te întâlni cu Cel ce te-a salvat de la moarte, ascult de multe ori predici căci în bisericile americane nu se mai vorbește de iertare, nu se mai vorbește de mărturisire, nu se mai vorbește despre iar. Oamenii n-au frică de iar. Oamenii n-au frică de Dumnezeu. Oamenii, poporul lui Israel, când a fost la munte, când s-a apropiat de munte, Dumnezeu i-a spus lui Moise, spune să nu se apropie, nici dobitoacele să nu se apropie de munte, căci vor fi omorâte. Dumnezeu este un Dumnezeu sfânt. Nu te juca cu focul. A dat pe cei mai prețios în el, împărăția lui, pe fiul lui, pe parte din dumnezeirea lui pentru tine. Gem în mine și strig de atâtea ori când văd că oamenii se duc la pierzare. Am auzit o predică de la un frate care a spus acum cu COVID-ul acesta. Spunea fratele, cunosc personal mai mult de 4 păstori care și-au luat viața. N-au putut să mai reziste încercările acestea. Și mai mulți de 16 au give up. Au părăsit biserica și turma. De ce? Pentru că n-au fost sortiți să fie vrednici de chemarea sau de slujba în care au fost puși. Au avut intenții pământești. Noi nu avem salar. Noi nu suntem plătiți de biserică. Noi nu suntem plătiți de cineva ca să vestim cuvântul lui Dumnezeu. Dar vestim pentru că îl iubim.
Prorociile vor înceta, predicile vor înceta, dar bucuria, cântecele și slava, așa cum spune fratele Mihai, slăviță-l și worship, cum spun americanii, pentru că nu va înceta niciodată. În cer îngerii cântă, în cer îngerii îl proslăvesc pe Dumnezeu. Eu și tu și fiecare care vom fi acolo duși, îl vom proslăvi. Nu îi vom mai predica lui Domnul Iisus Hristos, dar îl vom proslăvi. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să înțelegem că și dacă cânți în biserică, dacă spui un cuvânt de îndemn, dacă spui, dacă faci o lucrare, o poezie, o faci pentru Domnul. Dar mai presus de toate, crede, mărturisește și trăiește ca rugăciunea ta să fie, să primească un răspuns. Mulțumesc lui Dumnezeu că am văzut în viața mea și am văzut în viața celor care s-au apropiat de El lucrări deosebite. Și nu trăim din povești, ci trăim din experiență. Și doresc ca această biserică să aibă experiență cu Dumnezeu. Ca să nu ne obosim pe băncile acestea și să nu conducem 60 de maile și să ne trezim căci am avut o zădărnicie, ne-am obosit zadarnic. Eu consider că dacă dau un pahar de apă în numele Domnului, am răsplată. Dacă vin și dau un îndemn, știu că Dumnezeu mă va ajuta să am o răsplată. Dacă îl ridic pe un frate care este într-o încercare sau îl binecuvânt cu un demn din cuvânt și îl sfătuiesc într-o zi, știu că voi avea o răsplată. Dacă cânți o cântare, dacă citești un cuvânt, dacă te rogi pentru cineva, să știi că îl slujești pe Dumnezeu. Facă-ți Bunul Dumnezeu ca această rugăciune să avem credință că ce am adus pe altar va fi ispășit și va fi ars de Duhul Său cel Sfânt. Amen. Și va ieși un miros plăcut ca El să primească jertfa noastră ca jertfa lui Abel și să spună, iată, îmi place că și El a adus o jertfă prin credință. Domnul să facă ca să avem și noi aceeași credință. Amin. Amin. Fratele Timotei, care și el s-a ostenit și a venit pe masa asta aici, rog să mă ierte că eu n-am să pot să-l pun la slujbă în seara.